tot. Verișoara mea îmi face o unghie cu plastic, așa arată prima și așa arată amul și îi face chestiile ce are aici. Vai! Tu, Doamne feri! Uitați-vă! Arată caile la maică mea. Vine să plâng! Asta e plastic. Da. Da, e plastic și după aia e pusă forma pe el. Da. Fără plastic nu iese, pentru că se duce forma jos. Dar mă trebuie să lași. Gata. Oi, vai tu! Ce fain arată tu! După aia trebuie să lăsăm vreo 5 sau 4 secunde sau minute să se uște. Da, dar uite, dați-vă ce lungă îi! Tu-i, Doamne! Uitați-vă! Ce fain! Ia-mi face, am un fat... Vă lăsăm să vedeți procesul mai degrabă, că Amu face încă o unghie. Da, o să vă arătăm cum se vine. Da. Revenim cu unghia asta când o pregătim. Nu, când vă arătăm materialele și vă arătăm cum face unghia asta, bine? Arată-mi materialele astea. Pune pe stop. Dacă face so, așa... Ia-mi taie numai forma. Acum taie în forma de... dintr-un plastic normal, înțelegeți voi. Da, din ăla în plastic și uitați-vă așa. Orice plastic, de sticlă, de la cola, sticlă de aia de plastic. Da, orice, nu contează, plastic să fie doar. Este prima dată când fac unghie la cineva. Ia, m-am mințit. Am păcălit-o, că am mai făcut la sora mea și că știu. Deci asta am făcut-o fără bănuială. Deci uitați-vă ce fain ai. Nu s-a întărit încă pentru că se mișcă. Uitați-vă, se mișcă. Se mișcă, dar ea nu o să se rupe, vedeți? Că e prinsă perfect și s-a uscat puțin. Și zubă-i. Ok, hai să vă arăt cum procedăm. Avem aici un lac foarte întărit, adică un fel de... Da, ea nu l-a făcut așa aposta pentru că a pus numai așa și s-a deschis ceva și am perfect să facem unghiile. Da, este perfect. Uite-ți ce faină e unghia. Stai un pic mai... Stai. Așa, da, să vadă așa. Bine. Stai, că o să vede urâtă. Am așa. Să fie. Hai să vă arăt cum să vă faceți. Tu, da, filmează acolo. Uite-te acolo. Mai întâi, hai să vă arăt cum trebuie să facem. Am aici o specialitate. Asta trebuie să pun. O specialitate. Mai întâi îi pun... degetele într-o ăsta, că ea le cam mișcă și să nu mă miște la... Da. Când eu îi fac acolo. E așa de fain! Uitați-vă cu glitter! Da, fă mai aproape, că așa dacă se vede, așa. Și ține acolo pe un ghept. Uitați-vă ce fain! Da, nu mai am mișcat și fă asta la altă. Bine, hai. Avem aici un ghea specială, ăsta-i. Uite, vedeți? Se vede? Focusează. Un pic are unghia ea singură ruptă. Da, și lăsăm asta aici. Aici avem lacul special. Da, dar ea nu... Și ăsta pentru a bopsi. Da, ea nu l-a făcut așa să se întărească, că ea numai... S-a întâmplat că se întărească și e foarte da, bine. I-am făcut la una unghiile, la verișoara mea nu i-a ieșit deloc. N-am făcut cu unghii lungi, n-am făcut așa cum i-am făcut ei. Pentru că ăsta era încă moale și ea nu l-a... Da, și nu l-am închis, că am uitat să-l închid, că l-am dus în casă și am uitat să-l închid. Și uitați-vă că atât e și așa când... Da. Și uitați-vă ce fain amu iese. Pune gelul ăla așa e bine. Este un gel acum, maxim. Știi ce facem? Am așa o chestie. Dacă o vedeți, nu o vedeți. Și pun așa. Dacă se vede. Nu se vede. Așa. Așa. Ține așa. Așa. Am pus aici gelul pe unghie și repede trebuie să lipim asta, unghia falsă. Să o lipim acolo. Și amul trebuie să... Și după aia punem ăla deasupra și da.
și o face formă, dar vi arătăm. Vă arătăm absolut tot ca să știți cum să faceți și voi unghii. False. Imagine-vă, după bopsim, o să aveți mult de văzut. O să vă și plictisiți, probe. E, da. Poate și... o să vă plictisiți, dar să credeți-ne că noi să pregătiți popcorn. Ok, acum vom pune peste toată suprafața asta de unghie falsă. Păi ți arăt. Amuștiți, numai să punem suprafața aia. Și dacă se ia ăsta și nu stă, va trebui să mai lipim de ăsta. Am revenit, am stat un pic până i-am pregătit unghia. Dar și mi-a morțit piciorul. Am ținut maxim vreo 5 minute, poate și mai puțin. Și amu, știți că trebuia ăsta și amu trebuie să ajut să țin unghia. Bine, nu trebuie să ajutăm să țin, pentru că acum m-am învățat cum să fac. Îmi amorțește mai mult piciorul dacă stau așa. Pot să mă duc o tură? Stai. Da, deci... cum am filmez eu? Dar nu trebuie să arăți fața. Deci... veci n-am arătat fața. Ai, bine. Au, piciorul ăsta mi-a amorțit tare. Eu amorțit tare piciorul. Eu am mărțit piciorul. Au. Hai că se uscă gelul. Așa, ține. Ține dreapta așa. Am pus aici multe lucruri și nu vreau să se uște că sunt deschise toate. Deci să vă arăt că iau de aici, să nu credeți că mințesc. Deci uitați-vă că chiar iau de aici de el. Rotesc și scot cu gel. Și pun asta pe unghie, că n-am mai scăpat de ei. O săptămână tot îmi zice să fac unghii, așa-i? Da. Deși ea, că noi ne-am gândit să cumpărăm unghii, unghii false, dar... false și n-am să găsit. Le facem un pic mai lungă, dar n-am găsit. Deloc n-am găsit. Eu m-am dus la Pepco ieri. Da, și n-am găsit niciunde. Am fost la Cluj, că noi stăm în... Da, sunt Boleni. Eu a venit în vacanță la mine și de aia. Da, eu oricum ei știu că ies în Italia. Da, ei știu pentru că... am făcut foarte multe vloguri. Da. Scuze. Nu veniți ca... că uite-te să se deslipește. Eu închid numai repede vlogul că punem trebuie pe pauză până facem unghia, că trebuie să mă ajute și nu poate filma. Să... ok, am revenit, n-am putut să facem unghia chiar ca cealaltă, că e mai... da, oricum, unghia asta în ea e cea mai mică, de aia cea mai mică e asta. N-am putut să iau forma pentru că am zis că poate nu ne iese. Uite, asta s-a uscat deja. Da, ce... da, e încă moale. Dacă îmi punem două straturi de... am pus destul, vreo trei straturi de gel. Lipici de gel de asta. Și după aia punem încă acum patru straturi de... vom întoarce gelul ăsta. Vom întoarce unghia ei lipită. Că va trebui să mai iau niște gel. După aia am un gel moale cu care trebuie să o dau pe unghie să îi se întărească mai repede și mai frumos. Da, știți, și să nu fie așa stricat sau să fie unghia perfectă. Cavalul. Da, să fie nici prea dreaptă, nici prea curvată. Da. Asta cam lipește de mâna mea lipiciul ăsta, oribil. Noi îi zicem lipici, că e mai ușor de zis. Așa-i? Și am întins. Și am uitat să-l lăsăm. Uitați-vă cum arată unghia. Na, așa e, invers. Scuze. Uita, tu pică la lipiciu. Uitați-vă cum arată. Hai tu ține, ca să pot să pun gel. Este un alt fel de gel. Uita, unde e suica? Ăsta e gelul. Un pic mai molcuț. E la fel, dar e molcuț și cea mai bună. Că l-am găsit eu și i-am zis, da, ce bine. Da, eu nu l-am mai găsit, nu știam unde e. Și ea l-a găsit.
Cum trebuie să-i dăm pe unghie ca să se vadă așa frumos? Nu pune pe, pe piele. Să cum se vede tu. I-am pus vreo... Ăsta e al doilea strat. Trebuie să punem multe straturi, că ăsta nu prea ține bine, bine. Știți, ăsta e de... Să fie mai... Îl vă dați seama cât mă închinui să-i fac o unghie. La o fată. Mama ei nu ne-a zis absolut niciun sfat. Nu, dar au zis... Cum pute, cum faceți voi unghiile astea? Da, noi au zis că nu putem să facem, că o să ne murdărim, dar văd că ne uite, că ne-a ieșit. Un pic numai pe mânuri, da. Și am oprim numai repede video și după aia vă trimitem toate chestiile, că trebuie să-i arăt un video. Da, o să revenim când sunt gata toate unghiile.